Amin. Să mă gândesc așa la faptul că indiferent despre ce Troiță poate fi vorba, Troița este o formă de mărturisire. Mărturisim deodată în chiar numele ei, Sfânta Treime. Cinstim pe Sfântul ocrotitor al Troiței și ne asumăm ca adevărul credinței noastre să fie exprimat iconic, vizual, în mijlocul comunității. E drept, avem biserica, spațiul în care, în mod deosebit, se așează în mijlocul parohiei, în mijlocul comunității, locul sfânt de întâlnire al omului cu Dumnezeu. Dar fiecare Troiță adună în jurul ei pe credincioșii care sunt mai apropiați în zilele de hram și arată că întreaga comunitate a bisericii parohiale e formată din mai multe comunități mai mici care cinstesc mai deosebit o Troiță. Și arată și evlavia pentru un sfânt anume ales ca a fi ocrotitor al acelei Troițe. Dar și mai departe, noi nu numai în biserică și în Troiță, ci și în casă punem semne vizuale ale cinstirii. Și le punem și în alte spații. Că aici nu e nici la Troiță, nu e nici la biserică, și prin aceasta arătăm că în orice loc, nu numai pe Garizim, nu numai la Ierusalim, nu numai în fața Sfântului Altar, nu numai în fața Troiței, ci... Ne aflăm totodată în ziua aceasta de cinstire a tuturor Sfinților. Într-o duminică așezată imediat după Rusalii. Așa cum arătau frații mai dinainte, cinstim jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Părintele Iosif a vorbit despre darurile jertfei Mântuitorului Iisus Hristos. În jertfa Mântuitorului Iisus Hristos este răscumpărată întreaga umanitate și se constituie tainic biserica. Dar Mântuitorul înviat, chiar dacă le zice ucenicilor, luați Duh Sfânt, le spune în același timp, voi să rămâneți în Ierusalim până veți primi făgăduința Tatălui. Și ucenicii așteaptă făgăduința Tatălui între înălțare și coborârea Duhului Sfânt, fiind împreună, fiind la oaltă, nedepărtându-se de locul în care Mântuitorul a cerut să rămână uniți. Și vine Duhul Sfânt peste apostoli, îi transformă din fricoși un oameni plin de curaj, îi face mărturisitori
Și în contextul acesta al mărturisirii, deși cei care îi văd îi consideră beți, Sfântul Apostol Petru ține acea frumoasă cuvântare din ziua de Rusalii, din care voi citi câteva versete. Capitolul 2 de la Faptele Apostolilor, versetul 22 și câteva din următoarele. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat, a devenit între voi de Dumnezeu prin putere, prin minuni și prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum vă știți. Pe acesta fiind dat după sfatul cel rânduit și după știința cea dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați luat și pironindu-l prin mâinile celor fără de lege, l-ați omorât. Iată, pe de o parte, arată Sfântul Apostol Petru auditorului că această răstignire a Mântuitorului este prin știința mai dinainte a lui Dumnezeu, prin voia Mântuitorului care se duce la patima sa, știind că prin aceasta răscumpără lumea, dar este și păcatul celor care l-au răstignit. Este și păcatul nostru. Și e mai lung cuvântul. Mai citesc câteva versete mai spre finalul cuvântării Sfântului Apostol Petru. Cu siguranță să știe, deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, l-a făcut Domn și Hristos. Ei auzind acestea au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli, bărbați, frați, ce să facem? Miezul cuvântării de la Rusalii este așezarea în centrul propovăduirii, așezarea în centrul mărturisirii, așezarea acestui Iisus pe care Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Astfel, Duhul Sfânt venit peste Sfinții Apostoli așează în centrul întregii propovăduiri persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Și deși cuvântul este mustrător pentru auditoriu, când zice Sfântul Apostol Petru că deși prin știința lui Dumnezeu a murit, voi l-ați răstignit, cei care prin faptul că arată păcatul, voi l-ați răstignit, oamenii aceștia care ascultă au întrebarea aceasta fundamentală pentru oricine simte adierea aceasta a Duhului Sfânt, simte prezența și lucrarea în ucenici, simte că e de făcut ceva pentru a primi acest har al Duhului Sfânt. Iar Petru a zis către ei, pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Iată deci, pe de o parte, momentul răscumpărării prin jertfa Mântuitorului, apogeul biruinței asupra morții prin înviere, făgăduința Tatălui, adică Duhul Sfânt, așteptat în unirea dintre apostoli și cu Maica Domnului și cu cei care erau adunați acolo, prezența Duhului Sfânt în chipul limbilor de foc, transformând pe cei 12 în biserică, în unire, în trupa lui Hristos, și cale de intrare și a altora în comuniunea Duhului Sfânt a bisericii. Pocăiți-vă, botezați-vă, primiți pe Duhul Sfânt. Ne aflăm astăzi la sărbătoarea tuturor Sfinților, de fapt, la o arătare mai vizibilă a faptul că minunat este Dumnezeu în Sfinții Lui și că Sfinții sunt persoanele în care Duhul Sfânt este lucrător. Duhul Sfânt rodește. Duhul Sfânt este prezent și aduce viață. Aduce viața cea nouă. Și aduce sub diverse chipuri de Sfinți. Că îi cinstim pe Sfinții Îngeri, îi cinstim pe Sfinții Proroci, pe Sfinții Apostoli, pe Sfinții Cuvioși, pe Sfinții Mucenici, pe Sfinții Erari, pe Sfinții Doctori de Arginți.
aceștia, de fapt, se văd în chipuri diferite cum lucrează Duhul Sfânt. Și Părintele Iosif tot acest lucru îl pune înaintea auditorului și apoi a cititorilor, întoarcerea sub crucea lui Hristos, în întâlnirea în darurile Duhului Sfânt, așează și ca praznica voastră Domnului pogorârea Duhului Sfânt, arătând că viața cea duhovnicească este, de fapt, o viață sintetizată în acest cuvânt al Sfântului Apostol Petru: pocăiți-vă, întoarceți-vă, intrați în această comuniune a Bisericii, care este plină de prezența și de lucrarea Duhului Sfânt, în care Hristos este centrul, în care Duhul Sfânt înnoiește, în care omul își vede propriile păcate, văzându-le se pocăiește, pocăindu-se de ele, lasă pe Duhul Sfânt să fie stăpânul și Domnul vieții sale și apoi devine mărturisitor. Pe acest circuit, așezarea Croiței în stradă este, de fapt, o provocare către ceilalți, că eu am parcurs acest traseu propus de Sfântul Apostol Petru și arătat și de Mântuitorul, că și Mântuitorul tot așa își începe activitatea sa în lume, pocăinților că s-a apropiat Împărăția Cerurilor, și că această pocăință e o lucrare de durată, de toată viața, este și chemare a Duhului Sfânt, dar și invitație către toți ceilalți, că sunt vecini, că sunt consăteni, că sunt simpli trecători prinaintea unei proiecte sau unei biserici, spre viața pe care Duhul Sfânt vrea să ne ofere și pe care și noi încercăm în toate strădanile noastre, inclusiv în această adunare, să o dobândim și să o creștem și să o propunem ca model de viață și pentru copilași, cum a fost aseară, la acest frumos moment de cântare duhovnicească a tinerilor. Slăviți să fie Domnul! Deci,